l-avem pe, ca și o programare a Casei de Cultură, Turda, în fiecare an, domnul profesor și membru al Uniunii Artiștilor Plastici a Limbălcu. Degeaba am zis că ca și programată în fiecare an. Ne bucură chestia asta, că ești prezent de fiecare dată cu lucrări noi și avem ocazia de fiecare dată să discutăm și noi între noi discutăm diferite lucruri, dar ar vrea ca o mică prezentare și aș începe de la a spune, nu-mi place din citate, Marele Eminescu spunea: cultura este educația minții. Ce te caracterizează din două cuvinte, trei cuvinte? Și ar vrea să ne vorbești despre educație, că ca și profesor, care educi noi generații, de fiecare dată când mă bucur că ne întâlnim noi doi, avem despre ce discuta. Fiindcă un om educat, cu experiență, și mă bucur că avem profesori în Turda care se ocupă de noile generații, ca să aibă și ei ce discuta între ei. Absolut. Deci de astăzi, din 21, azi fiind 21, până în 3 august, că avem o domn profesor Alin Bârcu, îl avem pe simezele Galeriei de Artă Valeriu Suciu din Turda. Te rog să-mi spui ce înseamnă exigență și cât de exigent ești cu copiii. Da, mulțumesc pentru frumoasele cuvinte. Mă bucur, bineînțeles, că și în acest an reușesc să prezint publicului turdean o serie de lucrări adunate într-o expoziție personală. Deja este devenit un obicei faptul de a expune în fiecare an aici. Mă bucur că am reușit să mă înscriu în calendarul expozițional al Casei de Cultură Turda. Mai ales că mie îmi place foarte mult acest spațiu expozițional și de fiecare dată țin să reamintesc tuturor că beneficiem de un spațiu expozițional deosebit în orașul nostru, Turda. Un spațiu care rivalizează multe spații expoziționale valoroase din țară și aș putea să spun chiar din străinătate. În această galerie se întâmplă lucruri frumoase și valoroase pe parcursul fiecărui an calendaristic. Și vreau cu această ocazie să aduc în fața publicului lucrări de pictură. De data aceasta expun doar pictură și nu orice pictură. Pictură realizată în tehnica culorilor acrilice, pe carton, pe pânză. Chiar am experimentat, vreo două lucrări le-am realizate pe o suprafață mai specială, pe polistiren extrudat, pentru că de-a lungul carierei orice artist experimentează, caută materiale noi, încearcă să pună în dialog diverse tehnici, instrumente, materiale și așa mai departe, pentru a obține diferite efecte interesante, expresive, care să ajute la bunăstarea lucrărilor pe care le realizează. Așadar, dominante în această lucrare sunt două teme, și anume peisajul și natura statică sau natura moartă cu flori. Am rămas deocamdată cantonat într-un stil post-impresionist, într-o manieră figurativă de exprimare plastică. Nu ascund faptul că am și preocupări abstracte. Cu alte ocazii am expus și lucrări în această factură. Dar deocamdată mă simt foarte atras și impresionat de realitățile și reale din jurul nostru. Real cu care ne întâlnim în fiecare zi. Obișnuiesc aproape zilnic pe unde merg, din toate pericolurile care le-am zilnice, să fac și fotografii, să susțin instantanee interesante pe care mai apoi le transform în imagini plastice. Sunt atras în special de culoare. Nu pot să spun că îmi place o culoare sau o gamă de culori. Îmi plac toate culorile, îmi plac toate nuanțele, pentru că orice vii, orice colorat, orice nuanță sau orice ton poate fi interesant și valoros într-o compoziție plastică. Asta ține doar de
mai departe realizarea lucrării ține de capacitatea și de valoarea fiecărui artist și modul în care instrumentează relațiile romantice în lucrare. Pictura este frumoasă, pictura este captivantă, pictura devine o necesitate la un moment dat. Este o lume din care, odată intrat, nu mai poți să ieși, pentru că este o lume frumoasă, specială, care îți oferă satisfacții spirituale, vizuale, culturale, enorme, pe care nu le găsești, poate, în atâta, cu atâta abundență, în alte domenii. Expun mai puține lucrări. Nu-mi place să aglomerez spațiul expozițional. Îmi plac lucrările așezate mai rar de fiat, astfel încât publicul să poată citi fiecare lucrare, fără a fi obosit sau obstrucționat de alăturarea exagerată a altor lucrări. Sper să placă aceste lucrări, sper să fie public impresionat de aceste lucrări. Ce aș putea să mai adaug, dacă, Oleg, dacă m-ai întrebat de partea a doua, de educație, da. Sau cealaltă jumătate a activității mele plastice, și anume partea didactică din plastică. Da, că tot timpul când te văd, n-ai timp și tot timpul copiii merge. Pentru că îmi place să mă implic și în didactica artistică, să zic așa, în predarea artelor vizual-plastice. După cum se știe, lucrez în continuare la școala gimnazială Teodor Mureșan, unde sunt titular pe postul de educație plastică, și la școala gimnazială Avram Ion Turda. Sunt într-o continuă alergare, pentru că așa e situația. Am foarte multe proiecte de ordin plastic în toate școlile. Școala Teodor Mureșan are două clădiri cu o anumită distanță între ele, bineînțeles. Îmi place să ofer, să zic așa, asistență plastică elevilor fără niciun fel de discriminare și cu aceeași plăcere lucrez cu orice elev, mai ales că am foarte mulți elevi talentați, chiar în ambele școli. Lucrul ăsta este oglindit sau materializat în multitudinea de premii pe care le primim și care le primesc copiii, de fapt, în fiecare an școlar, pe parcursul fiecărui an școlar. Știi de ce te-am întrebat de exigență? Am citit mai de mult Plâncuș, era foarte exigent. Da. Și plăcea, deci, când intră cineva la el, chiar tineri, și primea pe mulți, cu mine, dar nu-i plăceau, după aia s-a pronunțat el și anume, că unii vin cu mâinile în buzunar, vin îmbrăcați așa și așa, și nu-i plăcea lui chestia. Deci era exigent, avea niște motive ale lui, cred că. Deci, da. Arta, ca și sculptor, tot timpul era îmbrăcată de lucru când sculta, nu purta el cravată sau nu știu cum, știi? Eu aș putea să... Dar cu alții era foarte exigent. Da. Da. Legat de respectul față de propria meserie, numai că arta este dincolo de o meserie, deci dincolo de ideea sau de definiția de meserie. Arta devine ca o stare religioasă. Deci arta este o preocupare dincolo de preocupările obișnuite, zilnice. Arta implică trăit și implică, nu știu cum aș putea să o definesc și să o explic. Este în orice caz un fapt ieșit din comun și extraordinar. Pe aici aș mai putea să spun alt lucru legat de respectul față de munca de artist. Corneliu Baba era, cum să zic, cunoscut prin faptul că se spăla pe mâini întotdeauna, se pregătea, era un ritual înainte de a începe, ca un medic care intră într-o operație în care trebuie să iasă un lucru de calitate, întotdeauna se spăla pe mâini ca un chirurg înainte de a începe lucrul. Deci ăsta era și un semn de respect față de munca pe care urmează să o facă, de ritualul, de fapt, pe care urmează să-l facă, care față de produsul care... Fiecare are ritual aparte, da, că în concentrarea asta și contemplarea și înainte, da. De toate, fiecare procedează într-un fel. Are stilul lor, are ritualul lui. Și nu știu dacă sunt exigent în sensul strict al cuvântului. Dar e rău sau e bine? E bine dozat.
Deci e bine să ai pentru un profesor mi se pare că e o calitate. E o calitate. E o calitate. Bineînțeles, nu trebuie să faci rabat de la anumite criterii, de la anumite direcții în munca didactică, dar în același timp trebuie să ai un echilibru și ca profesor și în momentul în care predai ca metodă, astfel încât elevul să nu se simtă încorsetat, să nu se simtă ne în largul lui, pentru că creativitatea și arta înseamnă totuși libertate. Libertate de viață și libertate de expresie dublată de o anumită disciplină, bineînțeles, a muncii și așa mai departe. Le recomand lucrul ăsta, le spun că trebuie să, și bineînțeles, ora de curs începe și se încadrează în, să zic, norme didactice, dar în așa fel instrumentez lucrurile încât elevul să se simtă liber și să aibă libertatea de creație necesară realizării unei lucrări de calitate. Și încă o dată spun, faptul că există elevi talentați și buni și care lucrează și lucrează mult, faptul ăsta se urmărește în multitudinea, repet, în multitudinea de premii pe care le obținem în fiecare an. Chiar mă gândeam o dată să fac așa, un gând mai serios, dar fi un lucru serios să fac o dată o expoziție cu diplomele obținute de elevii mei din 2010 încoace, de când sunt profesor de educație plastică la Dumnezeu Mărășan. Noi am avut ocazia ar fi un lucru interesant. Interesant. Și concurs am organizat Casa de Cultură. Da, absolut. Și eu aici vreau să... Ați avut premiat cei mai mulți premiați. Da. Și pentru că veni vorba de acest, despre acest fapt, vreau, și o spun public acum, vreau să continui colaborarea cu Casa de Cultură, implicit cu Galeria de Artă Valea Sucu-Cluva, și în viitorul apropiat și mediu, vreau să aduc creațiile copiilor aici, în cadrul unor expoziții ale elevilor. Doresc acest lucru. Chiar începând din septembrie, luna septembrie acestui an, când vom intra în anul școlar de Dumnezeu. Că te-am rugat în pandemie și nu era voie unele chestii. În perioada pandemică lucrurile au fost mai delicate și cam greu am reușit să punem să vedem cât mai mult în galerie. Dorințele artistice, da. Acum sperăm lucrurile să fie mai degajate și să... Avem aici un prieten al nostru, domnul Lovin, care vrea să alături nou profesor. Prietenul și colaboratorul nostru, prieten și colaborator atât al galeriei de artă, cât și al școlii gimnaziale Teodor Mureșan. Sunt onorat să mă aflu astăzi de aici alături de dumneavoastră. Este un eveniment important pentru Galeria de Artă Valea Suciu și, în ultimul rând, pentru tine, profesor Alin Grâcu, care ești un om al artelor, așa cum a menționat și domnul Oleg, și prezent la fiecare manifestare culturală. Prezența mea este o recunoaștere față de arta pe care o faci, de omul Alin Grâcu, de profesorul și, în ultimul rând, de prietenul Alin Grâcu. Vreau să spun că ne leagă o prietenie care s-a construit și s-a bazat pe o relație de profesionalism, de respect și, nu în ultimul rând, vreau să menționez acest lucru de generozitate. Ești un om generos. Artistul trebuie să fie un om generos și am să spun de ce. În relația cu colecționarul de artă, artistul este într-o permanență legătură. Ori colecționarul fără artistul plastic nu există, iar artistul plastic fără colecționar nu există. Împreună, eu cred că ei fac totul și fac arta. Iar vorbind despre generozitate, da, vreau să spun că în colecția mea se află o impresionantă colecție de lucrări semnate profesor Alin Bâr. Și dacă vorbim despre generozitate și fac o mică paranteză, de curând profesorul Alin Bâr a prins puțin și din gustul colecțiilor și se numără așa, cumva printre colecționari, a început să colecționeze ceramică de secolul XIX. Eu colaborez cu el și ne sfătuim pe diferite teme și diferite subiecte, iar zilele trecute mi-a prezentat o ceramică senzațională și eu consider și vorbind despre generozitate, trebuie să-și îmbogățească colecția.
o ceramică de ruta secolul 19, care cu siguranță îi va găsi un loc frumos în colecția sa și își va îmbogăți colecția. Cu retare mult și mai atins atât spiritual cât și plastic, cât și emoțional. Deci mulțumesc pentru prietenia care mi-a ajutat. Și cu ocazia asta, sigur, ca reciprocitate, pentru că colegul nostru Zoli a amintit un lucru important, reciprocitatea dintre, care există între artist și colecționar. No, acum trec un pic, fac o translare și îi spun, în virtutea reciprocității noastre, în finalul expoziției, colecția ta se va mai îmbogăți. Mulțumesc! Îți mulțumesc încă o dată. Sunt impresionat de acest gest a prietenului și colecționarului nostru Zoli. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mă onorați cu prezența în cadrul acestei galerii. Vă doresc o vară frumoasă și răcoroasă și ce să zic, ne vom reîntâlni sigur și la expoziția și la expoziția viitoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Sănătate.